biserică. Domnilor consilieri, am un nou ședința noastră de astăzi. Închideți-vă în telefon. Ce discuții au avut loc între mine și domnul Savov,
nu este drept. Adică nu se știe. Iar aici este un paragraf care scrie domnul Ungureanu Petrea, dacă dați consiliu, adică eu, dacă dați consiliu local în judecată și câștigați, atunci ce să facem? Să plătesc eu? Dar aici nu știu la ce s-a referit. Pentru că eu acolo am avut un cuvânt de asta, pentru că nu s-a înregistrat, s-a spus cum s-a crezut. Adică nu este corect. Deci eu nu am afirmat așa ceva și nu știu de unde a venit. În continuare. Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi. Cine se abține un vot, abținere în Ungureanu Petre. După câte știu, am specificat la acest punct de ordine numărul 5, nu particip sub nicio formă. Pentru că este grad de rudenie de gradul 1. Nu s-a menționat aici, s-a pus un vot de abținere. Eu nu știu dacă eu m-am abținut. Deci dacă n-am participat sub nicio formă, cum apare aici un vot de abținere? Și se intră la un conflict de interese. Pentru că fiind grad de rudenie gradul 1, atunci sunt pasibil de ce se știe. Domnul Ungureanu Petrea, mai departe, la execuția bugetară. La execuția bugetară, domnul Ungureanu Petrea, eu tot timpul am zis că trebuie aduse documentele la timp. Vă întreb dacă mai plătim încă o dată acest studiu de fezabilitate. De ce mai plătim încă o dată 52.000 lei? Aici, după câte știți, eu am și venit, practic, cu documentele, adică la ce m-am referit. Și anume, fiind studiul de fezabilitate, noi am avut un proces verbal, ca așa am spus și rândul trecut, pe data de 30-a 3-a, în care domnul Ungureanu, deci era proiect de hotărâre al ordinii de zi, înființare distribuției gaze naturale, presiune medie în comuna Târgu Drojdu. Domnul Ungureanu și-am specificat și am spus foarte clar. Întotdeauna vă rog frumos discuțiile care le port eu să le scrieți în urmă. Și am spus, vă întreb din nou, dacă sunt făcute documentele și demersurile ca să nu ajungem ultimii, să nu pierdem finanțarea și să facem acest proiect din banii de la bugetul local, la alte primării știu că s-a făcut și studiul de fezabilitate. Domnul primar îmi răspunde, acest studiu de fezabilitate este făcut din anul 2017. Deci menționez 2017. Acum nu vorbim despre asta și nu trebuie aprobat acest. Acest proiect este prin PNDR. Bun. De ce spun? Pentru că execuția bugetară de rândul trecut a venit și am și specificat. Dacă ne-a zis că în 2017 noi am făcut studiu de fezabilitate, de ce suntem nevoiți acum la execuția bugetară să dăm 52.000 de lei actualizare pentru studiul de fezabilitate? Domnul primar a răspuns. Deci eu nu sunt de acord cu procesul verbal, pentru că nu menționează exact discuțiile pe care le-am dat. Mulțumesc. Dacă domnul primar are ceva de... Nu. Atunci să putem vă văd proiectul de hotărâre și iese de acord. L-am mai văzut încă o dată, dar am venit să s-a înțeles că vă pun din nou cine iese de acord cu procesul de verbal din 28-5-2020. Mulțumesc. Cine se abține, cine este împotrivă. Un vot împotrivă și cea abține. Vă mulțumesc frumos. Vă propun să trecem la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Așa, deci sub până aprobării și pe loc bănesc că l-ați studiat și pe aceasta. Procesul verbal al ședinței din data de 11-6-2020. Cine a documentat? Tot domnul Ungureanu, vă rog frumos. Asupra acestui proces verbal, exact aceeași chestiune am constatat. Și anume, că nu se scrie exact în totalitate ceea ce spun. Aici au fost făcute câteva rămași și discuții. Domnul Ungureanu întreabă,
Care este suprafața utilă? Noi construim un amplasament util de 16 metri pătrați. Ce activități veți organiza într-un spațiu atât de mic? Total erunat. Eu n-am spus că e 16 metri pătrați. Eu prima dată am pus, după câte știu, o întrebare domnului primar dacă este și știe că câți metri pătrați are căminul cultural pe care îl face. Domnul primar a fost evaziv, nu știu. Domnul Cătă, după spus atunci, deci, practic, salonul o să fie de 15 metri pătrat. 15 metri lungime, de 6 metri 7. Deci, cum deși și ai spus că e 74 de metri. Exact. Eu am spus, domnule, nu mă prevenim, eu știu ce am vorbit. A fost așa. Tot amplasamentul am spus, are 25 de metri lungime cu 7 metri 20. Din care 15 metri o să fie de 6 metri 70 sau, da? Din care 4 metri este scena. Deci va fi rămas 11 metri pe 6 metri 70. Asta am pus întrebarea, care nu se regăsește. Deci nu mă puteți combate și nu puteți să-mi spuneți că eu nu am spus la voi, da? Bun, și ați primit răspuns. Și vă rog, tot nu mai e rezervat, așa că... Nu, deci... Eu sunt la ședință. Deci, din 24 de metri cât are lungime, 4 metri și așa, să filmat dumneavoastră. De ce vă rămân în 11 metri? Păi eu v-am spus, deci dumneavoastră nici n-ați putut să-mi dați răspunsul cât are suprafață. Pentru că n-a știu. Ce v-am spus eu. Dar nu e asta, dar nu am nicio obsesie. Eu v-am spus că am fost la fața locului și m-am uitat. Are 15 metri, sala cu 11 metri. Deci nu trebuie să spune că 16 metri pătrați ce este trecut aici sau eu. Să reținim că altă problemă de acum. Deci, eu vreau să fie trecut exact în dumneavoastră. Asta se dată. 15, 15, tot 20. Mai doresc cineva să răspundă la domnul ăsta, care am fost să vedeam din nici. Nu știu. Nu, dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Împotrivă. Abține. Nu știu, și trecerea pentru numărul 23 de zi. Proces verbal, privind, proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Dinu Viorel, președinte de ședință, pe luna iulie 2020. Dacă sunteți de acord, domnul Viorel, mulțumesc. Împotrivă, abținere. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul comerțului de produs. Dacă cineva are de comentat ceva la punctul numărul 2, domnul Boboc. Două întrebări pentru domnul primar sau domnul Cipriu. Ce materiale normal ar trebui să fie gestionate la acest capitol? Și, la acest punct. Și dacă vremea care a trecut atât de urgent cu vigilie, s-a semnalat un caz în comuna noastră? Da, referitor la materiale, începând de la combustibil până la echipament de bucat și așa mai departe, n-am avut nicio problemă cu vigilie trecute. Cu toate că ne-am ajutat să spun sincer, dar mă singur cu faptul că a fost aici, pe strada principală, atât. În rest, nu, n-am avut. Da. Asta nu se știe, dar sunt sigur, nu e după noi. Domnul președinte. Domnul Vreanu, vă rog. Da. Eu am spus aici niște lucruri care sunt vedeate aici. După câte văd, nici nu există bocanci. Deci domnul primar spune că echipament bocanci, dar vă spun eu ce este. Acolo. De, ce să fie acolo? Bocanci nici nu există pe spuneți dumneavoastră, știți mai mult. Deci ați reținut, da? Aici sunt saci dormiri. 10 bucăți. Dar întrebarea, înainte de a vă spune exact ce conține,
Aș vrea să întreb dacă în fiecare an noi aprobăm acest plan. Acest plan de situație. Da, și nu neapărat să cheltuie bani, știți destul de bine. Adică dacă sunt necesari pentru o să avem segmentul ăsta deschis, dar nu neapărat să facem achizițiile respective, da? Deci să constat că noi aprobăm și până la urmă dumneavoastră nu o să faceți achiziții când ajungem într-o situație de urgență, noi nu le avem. Nu mai se întâmplă din 80. Adică, se găsește. Adică noi mergem atunci și facem achiziția. Se poate găsi fără probleme. Dacă luăm 20-30 de sași de dormit, mă lăsă să facem. Spune, domnule, dar de ce nu lăsați de dormit? Eu de asta aprob acest tabel ca dumneavoastră să faceți achiziții, ca pe parcurs, dacă avem probleme, în secunda 1, dumneavoastră să acționați. Lăsați asta în întreaba mea, acțiune, sunt președinte. Domnule, atunci nu mai aduceți în discuții ca să aprobăm. Sunt obligat în lege. Contradictorii, nu sunt nici eu ce vreau să. Deci, da. Deci, aceste măsuri se ia preventiv. În cazul în care se întâmplă ceva, atunci să fim să avem de unde lua bani, că nu poți să iei de la un cont. Nu este vorba de bani. Așa, vorbesc din așa. Așa. Deci, prevenția e prima făcută. Am întrebat și eu înainte de asta în comisie, pe comisie, doar și eu fost aici, că ce să facem acești bani, dacă, Doamne, să nu se întâmplă nimic. Și atunci rămân înapoi în buget. Se face rectificare. În altă parte. Deci este măsuri preventive care vin de la acolo. Da. Nu se poate acolo. Domnul Avădere. Altcineva, cine mai are? Deci, mă întrebeți, nu mă lăsați să continuu. Deci eu n-am spus că nu aprob banii. Eu am spus și domnul primar a zis că cumpără dacă e nevoie. Păi noi aprobăm aici 10 sali de dormit, patul, 8 bucăți, deci noi le cumpărăm în momentul când avem probleme sau noi le cumpărăm dinainte, pe de asta aprobăm să avem noi, nu? Truse, 3 bucăți, hidranți, 9 bucăți, deci hrană care trebuie cumpărat, dar și nu este justificat. Supraveghere video, avem 10 bucăți pentru 2020 și asta întreb, supraveghere video, unde le avem sau cum? Nu e necesar. Nu e necesar. Deci nu e necesar. Păi de ce îmi spuneți aici, domnul meu, de ce nu le puneți pe tabel dacă nu e necesar? Pentru că așa este formalul respectiv. Păi dar pentru ce să spuneți că domnul Mureanu, deocamdată președinte CLS-ul este primar. De ce eu răspund pentru întrebările astea? Dacă vreți să aprobați, aprobați dacă nu e niciun problem. Deci dumneavoastră mă și obligați să aprob ce considerați că nu e voie. Domnul Mureanu. Da? Deci asta... Nu se întâmplă și ajungimii de unde. Păi, dar nici... Nu, gata, 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 așa. Adresa numărul 11.08368 din 3.6.2020 a Inspectoratului pentru situații de urgență, Maior Constantin Iene, al județului Bacău. Deci asta au făcut un referat și de ce nu au lucrul ăsta, că sunt timp la simulație. Deci, domnul Maior, ce crede? Că este necesar? Păi este sigur că da. Și atunci de ce spune că nu cumpărăm acum când o să fie? Dar de ce să păcnim noi curtea în pădurea? Vreau să întreb dacă se poate desemna un spațiu pentru situații de urgență. Adică, în caz că o să fie vreo calamitate și ceva, să putem primi Sunt prevăzute, sigur. Din cauza că am avut o problemă noi, trebuie să cazăm pe cei de la canalizare și mi-am luat... Nu e situația de urgență, dar se poate pregăti din timp. În caz de putem să cazăm câteva zile până găsesc cazare sau am avut problema asta. Da, am înțeles, da, să rezolvăm. Altcineva, dacă mai dorește. Nu, dacă nu mai are nimeni de discuț la punctul numărul 2, îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Cu condiția ca să fie achiziționate. Nu lăsați. Împotrivă, abține. Mulțumesc frumos. Deci nu avem probleme și atunci aprobare. Trece la punctul numărul 3 după ordinea de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind promovarea în grad profesional imediat superior. Este vorba de jucarea Maria de Universitatea Naștrii Pădurea. Dacă la acest punct are cineva de întrebat, de răbunit în problema. Dacă nu, am eu o întrebare.
Era bun să li se fi prezentat, pentru că acolo spune că atribuțiile vor fi sporite față de cele care le-au avut până acum. Era bun să le fi știut și noi ce fel de atribuții va mai avea acest... Ca să justifice promovarea lui, că deja este gradul 1 superior și urmează altul și mai superior. Mă rog, eu ce am da, sigur. Aș face mențiunea că s-o cam profitat. Toată lumea s-o așa, la gradul superior, înseamnă că merge prima de jos pe aia. Atât am avut de spus. Dacă mai dorești cineva să mai răspundă ceva la punctul ăsta, dacă nu, pun spre aprobare punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Punctul numărul 4, domnule Ghidi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor regulamente cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru concesionarea, închirierea sau vânzarea de bunuri imobiliare aparținând domeniului public sau privat, societatea comunitatea a comunei Târgu Totuși, inițiator în Manu Comune. Dacă la acest punct de ordine de zi are cineva de comentat? O întrebare. Domnul Bobo? Dacă de vânzare, nu imobiliare. Consiliul local mai are grașul ceva, clădiri imobiliare de vânzare, sunt punești. Există așa ceva la noi? Nu. Da, că la ei sunt. Da. Eu vreau să... Nu văd administrație 57 din 2019 să fie actualizat acest regulament. Ce să-l facem? Chiar dacă nu avem. Chiar dacă avem, chiar dacă nu se referă numai la vânzări de imobile, da. Case, sau se referă la, și la concesiuni și la închiriere. Și la închiriere. După cum a spus doamna secretară, a fost dat această ordonanță, a fost dat anul trecut, după câte mi-aduc aminte, de ziua 5-a, luna 7-a. Am adus de multe ori în discuție și am spus domnului primar că trebuie reactualizat. Deja a trecut un an de zile și constat și consider că s-au făcut pentru facilități. De ce? Acest proiect de hotărâre trebuia să vină minim cu o lună înainte de a închiria paje și pășuni. Da? Foarte bine spune acolo corelare a prețurilor. Deja așa stipulează. Deci noi ce am făcut? S-a adus prima dată pentru paje și pășuni, pe 10 ani de zile, fără să fie ce spune în contract cadru acum, licitație, transparență. Deci nu s-au făcut aceste lucruri. Dezbateri publice, da? Trebuie înainte, exact cum spune acest cadru, și după aceea să venim noi ca să știm și să aprobăm pentru închirierea pășunilor. Aici, și rândul trecut, la ședința trecută, de asta au fost trei fermieri aici prezenți, da? Pentru neclaritățile care erau atunci cu închirierea suprafețelor respective, am adus atunci la în discuție ordonanța de urgență 78 din 18 decembrie 2019 nu s-a luat în considerare. Nu s-a luat în considerare. Până la urmă, ordonanța de urgență și venim după ce s-a atribuit pe 10 ani de zile închirierea suprafețelor. Nu pot să-mi dau seama de ce s-a ajuns, pentru că și în anul trecut am avut un caz care i-am explicat domnului primar. Ungureanu Gheorghiță l-a depus o cerere. Și a fost spus în așa fel, domnul Gheorghiță, încât n-a știut, trebuie să depună sau să vină, pentru că domnul primar i-a zis că nu o să fie nevoie, o să vă anunț. Da. Și în momentul când a fost acum, luând în capul că argumentul domnului primar a fost că n-a depus acum, anul ăsta, cererea. Luând în considerare, anul trecut a fost cerere la registratură, corect, în scris. Nici n-a fost luat în capul. Deși, această ordonanță 57, care specifică transparență totală, nu este îndeplinită în totalitate. Consider că s-a favorizat
Eu nu duc rău așa că nu m-ați dar eu așa consider. Acest regulament trebuie... Păi, dacă este, o să văd. Pentru că v-am pus și câteva întrebări și v-am spus, ea se înțeleagă din cauza că am pus atâtea întrebări, nu puteți să-mi dați răspunsul decât în 30 de zile. Nici actualmente, după 4 luni de zile au trecut, deci 160 de zile, dumneavoastră nici nu ați vrea răspuns. Deci, acest cadru, deci acesta trebuia dat de anul trecut. Plus că mai sunt că legea asta 57 prevede și alte multe lucruri care trebuie reactualizate și nu s-au făcut. De asta vă face jurist, vă rog. Domnul meu, eu de asta sunt consilier ca să vă atrag atenția de rapajele pe care le faceți. Altfel atunci n-am fi consilier. Da, vă rog. Deci aș vrea să nu intru în polemică. Păi nu intru, să nu aveți cu ce. Doar vă spun mulți ani pentru așa. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos, dacă mă dorește cineva. Dacă nu mă dorește nimeni, se pun spre aprobare punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Mulțumesc. Deci acest proiect cu cadrul trebuia să existe de anul trecut și atunci nu ajungeam ca să dirijăm noi pășurile direct. Nu vreau. Fără licitație. Da, trecem la ordinea de zi. Și anume proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției comune de Târgu Jiu, județul Bacău, pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial pentru persoane cu handicap. Ți-am luat materialele acum. Dacă e care și dacă cineva are comentarii asupra acestei proiect de hotărâre. Deci știți că a fost tot 35%, tot 35% contribuția. Da, să pun la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc! Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Așa, avem și puncte diverse. Dacă cineva are în modul sintetic pentru că ne prezează pandemia, punctual ceva de spus, domnul Dumitru Lucuteru, stați așa, domnul Greanu, domnul Goagă. Lista s-a închis, mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul președinte. O să fiu foarte scurt, doar să puntez să-i spun, doamne, viceprimar, ca să mai pot să mai intru un pic la alegerea care crește pe problemă. Până când e iluminat, nu, nu, dacă vă apucă râsul domnul Maros și punctul 2, am înțeles că nu s-au, nu știu, poate e punctul 2, deci nu s-au alocat suma suficientă la Biserica Ortodoxă Română și ei au rămas într-un impas. Deci cu plățile. Dacă se poate totuși face ceva, haideți să le alocăm și vă, nu știu, și eu sunt restant de 20.000 de lei. Da. Haideți ca să putem să-i să poată și ca să facă, să termine măcar o parte acolo. Că deci cei care vor fi referitori la mulțumesc frumos. Dacă aveți anumite informații cu privire la lămpile astea, trebuie să ne și dezați. O să vin, o să... Așa. Iar referitor la treaba cu lămpile, știți că eu am avut o discuție cu biserica, sigur că da. O parte a lucrurilor s-au încheiat la anumite biserici, fie catolice, fie ortodoxe, a rămas prioritar biserica Târgu Trotuș. După rectificarea de buget acum din după întâiului, ca de permite legea, da, o să aprobăm și acolo plus datoria respectivă care o avem, da, ca să putem demara să terminăm. Practic, a rămas ca singurul obiectiv care nu l-am dus la îndeplinit, dar o rezolvăm. Dar din anumite discuții am înțeles că nu ne va ajuta nimic, așa s-o vehiculat. Rămâne de văzut. Vă rog. Dacă nu puteți să mergi pe speculație. Asta nu să, da, sigur, sigur. Vă rog. Nu, e datoria mea să ajută toată lumea. Vă rog. Domnul Greanu. Da, mulțumesc. În legătură cu gunoiul și paza, am primit o solicitare din partea unei doamne, din Crotuș, spune așa, este plecat de 2 ani și 2 săptămâni. Dar este obligat părinții când vin la primărie să plătească gunoiul și paza. Și întreabă, credem că este normal ca să se încaseze în momentul cât ea nu locuiește la domiciliul respectiv. Unde este?
Și ai plecat în străinătate. Să aducă documente justificative și se va scoate de la parte. Contractul, da. Înțelegi? Deci să aducă documente justificative. Da, precum este angajat, așa? Adevăr este acolo și contractul se va scoate de la plată bunării. Deci asta este minoritatea. Da, da, da. Dar era mai simplu să-ți adăsesc. Da, mai simplu. Bun. În legătură cu tomberon, tot de baza cu noi, tomberoanele din sat, din Tuta. Acolo, în zona unde locuiesc eu, știți că sunt trei ani și v-am explicat. Dacă ați luat măsuri sau ce se întâmplă? Da, am vorbit la măsuri urgențe cu ce? Nu, se referă la ce păi, tomberoanele respective, i-am spus doamnei viceprimar, da, miroase extraordinar de urât. Da, cetățenii au pus invers. Nu știu ce au pus. Am solicitat la Romprest să revină să le sperie din nou. Ce faceți de desenea animată ce e aici? Cum să face, domnitate ca și consilier local, când ai discuții cu zona, cu lumea din zonă, sunt conștiinte să facă și voituri, sunt conștiinte să facă toate. Trebuie și lumea dacă e educată. Eu în centru, la biserică, într-adevăr, sunt și acolo de tomberoane, dar n-am avut discuții de a minusi, de a spăla. Păi ce facem? Ne apucăm spăla tomberoane? Domnul primar. Trebuie să știi că nu are voie, a fost scrie clar, nu pe etichetă. Sticlă, hârtie și ce mai. Pe aia să bagă, nu să bagă oitul. Dacă să bagă oitul, sunt ce să bagă, să nu-i bagă. Am înțeles, sunt lucruri de aici, adică, doamnei. Deci, dumneavoastră, ați luat în campul că i-a spus doamna vice să pună camere de supraveghere în zona respectivă. De ce vă spun? Nu puteți să catalogați ca 10 persoane să miroase acolo dacă unul este nebun la cap și face prostii. Deci pentru o persoană nu trebuie să suporte și celălalt obligat. Același. Obligat. Adică obligat trebuie să suporte sau nu? Să nu suporte. Nu mai păi și atunci eu asta spun. Aveți măsuri. Aveți acolo parcă o cameră, nu? Este o cameră de strategie acolo pe centru. La nume domnul a pus acolo niște camere, nu? Să avem luat jos de jos. Da, nu are orientare către cele trei. Că sunt mai la de alte cu deci nu ne-au promovat 10 camere, 20 de camere și după aia cereți ca să pună cu proprietar. Bun. Mai că să-ți mă întrebați. Am o întrebare, domnul președinte. Vă rog frumos că sunt foarte esențial. Deci eu spun așa. În legătură a fost un caz foarte complicat. În mormântări și am discuții și despre cadastru sistematic. În mormântare, știți foarte clar că a fost o problemă extraordinar de gravă acum, în perioada asta. Eu am ținut neapărat ca să comunicați sau să faceți ceva în așa fel, să aduceți la cunoștință populației pașii care trebuie urmați la un deces. Pentru că, vă spun, se ajunge la o complexitate extraordinar de mare pe care pune poate perspectivii să aștepte sau să vină procuratura sau ce. Deci nu bine, nu este. Dar sunt mulți cetățeni care nu știu nu prea. Nu se poate ocupa de tot. Știți problema destul de bine e cazul ăsta. E vecin cu dumneavoastră, a fost vecin cu dumneavoastră, nu a avut medic de familie. De acolo a plecat cu chichița respectivă. N-a fost informat în lumea, vă spun. Cadastru sistematic. Deci dumneavoastră mă întrerupeți permanent de câte ori vreau să pun o întrebare. Și este esențial cadastrul sistematic, nu numai pentru mine, și pentru dumneavoastră, da, și pentru cetățenii din Ișoara. Domnul, puneți întrebarea. Da? Vreau să spun, cadastrul sistematic se face până în 2023. Aș vrea să știu demersurile sau populația, pentru că și actualmente trebuie să știe lumea. De exemplu, avem un anunț, am dat, și văd că prea puțină lume s-a uitat. Este un anunț care specifică că la Ruș, da? În Tuta, se vor face miercuri măsurători cadastrale. Lumea trebuie să înțeleagă că este benefic pentru ei. Deci se face cadastrare, asta înseamnă că dacă în momentul în care o parcelă este suprapusă, sau eu știu, o tarla, sau ceva, atunci se rectifică, sau vecinii, sau eu știu, se rectifică după nouă cadastrare. Ar trebui să știți, sau dumneavoastră, ar fi trebuit să faceți demersurile în așa fel ca populația să fie integrată și să știe ca pentru data de miercuri, la ora 8, să fie lângă parcelă,
cu actele sau măcar să vină dacă știe că acolo a figurat părinții sau cineva. Și mulțumesc. S-a făcut la mușie, mă luat. Domnul Mureanu, domnul Bără. Referitor la lucrarea de canalizare din satul Vișa. Vă să aminte, cred că tot consilierii, când înainte de anul nou, un domn inginer a venit și a prezentat aici care sunt unii din obligații. Și a făcut următoarea afirmație. Ei sunt obligați să refacă porțiunea de drum exact ceea ce este lățimea șanțului. Dar nici atâta lucru nu s-a făcut în zona unde stau eu. Au fost aceste precipitații apotente, se lasă terasamentul. N-a fost pus baratul nici de cea mai curată calitate barat. Este pământul cel care l-a scos galbe din istru. Bă, la negru l-au vândut. Păi și lucrările dumneavoastră s-au terminat acolo? Da, da, da. Au fost adus o mașină mare de balastru, l-a luat de acolo un utilaj lor mic și l-a cărat în altă parte, în loc să pună pe acolo. Am înțeles. Deci am avut dublu efect, a vândut pământul negru. Da, ține cont. Mi-e interesant nimeni a spus. Altă problemă. Acolo, la Voha, la copii ăștia tine, s-a lăsat din nou. O jumătate de metru s-a lăsat în jos. Și au nevoie să intru cu mașină din curte și am înțeles. Am înțeles. Dar nu înțeleg, de cine vine cu ceva greu să taseze deasupra, că așa a rămas ieri. Nu era, altă ieri potmolit, am dat să întorc aici la ieșire din sat, întrerupți din față. De cine nu iau un utilaj greu să meargă de-a lungul ăla să taseze, mai pune așa funii și așteaptă să lese de pământul din inerție. A fost găurințiară și a intrat apa putere și întotdeauna așa. Da, da, dacă la sat. Da, 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 a fost la sat, s-a bătut, nu cu campanele, am înțeles. Păi nu-i interesant. Cu patru cu care cu toala mea. Da, greutatea alea. Da, o problemă. Da, o problemă mai mare. La dimensie. Deci, în Vișoara s-au făcut aceste măsurători ale locuinților. Există un temei legal. Văd hotărâre de guvern care vă obliga să faci aceste măsurători? Da, există. Mulți locuitori au devenit poate recalcitranți, urând la i-a pus. Bun, pe mine e pur și a pus bani la fără. Satul de Ișoara a fost încheiat zilele de pute. O să încep în fără locul și satul Puta. Ce se întâmplă? Ultima măsurătoare a fost făcută în 2004, da? De atunci au obligat să mai construit, să mai... Da? Și vrem să intrăm în variantă în birou financiar, la taxe și impozite, pentru a-i determina oarecum ca să-și plătească inclusiv ce au mai făcut pe parcursul acestor ani, da? Asta este. Suntem forțați oarecum, pentru că știți destul de bine, avem și curtea de conturi și va trebui să ducem la capăt toate măsurătorile astea. În principiu să știți că este un temei legal. Deci domnul profesor este un temei legal, care până pe 2023 este ultima dată de aplicat. Deci trebuie să neagă la fiecare domiciliu, să ia capul fără amendă, fără nimic. Nu există. Deci nu se pune. S-a dat răspuns. Vă rog, este până în 2025. Altcineva mai gândește? Dacă domnul vă păstrați. Domnul primar. Da, suntem la jumătatea anului 2020 și vă întreb dacă mai avem vreo speranță pentru extinderea canalizării și cu gaze la Târgu Turtul și pe la izvoare. Poate și în general la Târgu Turtul. E vorba numai de izvoare. Nu, am zis așa, ca să fim. Vinerea trecută, vinerea cu o săptămână în urmă, a avut loc licitație cu concesie, cu concesiune, a venit de la Gazpritul, da? Deci ei vor fi cei care vor distribui gazele în comuna Târgu Turtuș. Referitor la canalizare, nu vă pot da mulțumesc. Da? Știți că v-am mai spus, facem parte din master plan respectiv al Cravului și nu pot să vă dau acum un termen și să îmi spuneți peste câteva luni, domnule, ai vorbit de el. Da? Deci mergem înainte, cu gazele cel puțin mergem înainte. Dacă nu mai sunt alte lucruri, deci la fel de mergem înainte la studiul de fizabilitate. Deci, studiul de fizabilitate, care va spune în cazul de mergem înainte. Așa. Este.